cineva iubiți europenii, dar și face referință la mari clasici ai istoriografiei noastre. Amintesc că e Dimitri Cantemir, Nicolae Iorga, e Gheorghe Brăteanu, e Petre Panaitescu, e Șerba Papacosea și mulți alții, care la fel cum ce scobărânda de îndus prin operele și acestor mari istorici români. În care eu îi aduc cele mai tari felicitări domnului academician Ioan Alecu, putere de muncă înainte și să ne bucure cu multe alte scrieri interesante istorice. Fiindcă vreau să-l asigur că la Chișinău, că Republica Moldova este o personalitate deosebit de cunoscută, apreciată pentru tot ce face pentru trezirea protecției de neam și a unității de neam românesc. Vă mulțumesc! Mulțumim tare mult, domnule academician Ișanu, pentru acest frumos cuvânt în care, într-adevăr, a pus accentul pe ceva ce este și a fost întotdeauna în toate scrierile domnului Ioan Aurel Popă determinant, anume ideea de unitate a românilor. Iată că o țară mică în Evul Mediu exista și în documentele cancelariilor occidentale, ceea ce mi se pare foarte important să ne amintim astăzi, când poate Moldova, pe anumite planuri, e cumva pe nedrept marginalizată. Îi voi da cuvântul în continuare domnului prorector al Universității din Oradea, domnul Sorin Sicuș. Excelența voastră, domnule președinte al Academiei Române, distinse domnule președinte al Academiei de Științe ale Republicii Moldova, domnilor rector, domnule rector Șarov, stimați colegi, stimați invitați, este o onoare pentru mine să spun câteva cuvinte despre această lucrare cu adevărat excepțională a domnului președinte al Academiei Române, din mai multe motive, dar în primul rând un motiv personal, fiindcă domnia sa mi-a fost conducător al lucrării de licență și conducător al tezei de doctorat. E foarte greu să vorbești despre cărțile publicate de magistrii, de profesorii tăi, de aceea dacă o să am mici scăpări, o să vă rog să le puneți pe seama emoției pe care o împărtășesc alături de domniile voastre. Am spus că este o carte excepțională și în cele câteva minute o să și argumentez de ce este o carte excepțională. În primul rând, din perspectivă metodologică. Din perspectivă metodologică, fiindcă foarte desea istoricilor îi se aduc nenumărate acuzații că scriu într-o manieră pozitivistă, că atelierul istoricului nu este primenit, că nu scriem decât pentru noi și nu pentru alții. Și din această perspectivă, lucrarea domnului academician este o lucrare care se încadrează în ceea ce publicul de specialitate, dar și cititorii obișnuiți așteaptă. O lucrare scrisă într-o manieră modernă. A spune în spiritul școlii analelor, fiindcă avem de face cu o imagine, imaginea Moldovei în spațiu Transilvaniei. O lucrare de imaginar, de imagologie, dar o lucrare care analizează nu secvențe din istoria Transilvaniei, fiindcă avem atâtea cercetări serioase făcute pe documente, fie pe problema întemeierii a descălecatelor, influența Sfântului Scaun în spațiul est-tlaist de Carpați. Aici avem de-a face cu o analiză în durată lungă, pe câteva secole, o analiză care, în același timp, este modernă, dar este și făcută într-un spirit critic, fiindcă avem de face cu reinterpretarea unor surse documentare cunoscute, clasice. Mă gândesc aici la documentul invocat astăzi de domnul președinte din 1234, documentul emis de Sfântul Scaun, foarte interesant, care a suscitat nenumărate dezbateri, începând cu Iorga, regretații profesor Șerpa Papacostea, dar nu numai, chiar și Gheorghe Brăteanu îl amintește, distinși profesori de la Chișinău, specialiști în istorie medievală, s-au referit la acest document și în aceste documente care relevă o lume românească foarte bine organizată din punct de vedere politic, din punct de vedere economic, social și din punct de vedere ecleziastic. Spuneam că este în același timp și o lucrare clasică, fiindcă domnia sa, domnul academician, ia toate aceste documente și le interpretează într-un cadru general european din punct de vedere al contextului
politic, ecleziastic și chiar istoriografic. Mai este ceva de spus, și anume, Domnia s-a amintit astăzi în cuvântul de deschidere, această reverență și respect pe care îl are față de antecesor. Istoria este o disciplină de acumulare. De la generație la generație sunt școli istoriografice care pun în circuit noi surse documentare, reinterpretează resurse documentare, iar Domnia sa nu îi uită pe tot acest istorie și în special pe Nicolae Iorga cu acele sugestii metodologice speciale generalități cu privire la studiile istorice care ne îndeamnă pe noi, contemporanii lui Iorga, pe cei care, iată, scriu după Iorga, să scriem istoria națională nu doar privind-o în interior, ci privind-o și din exterior înspre interior. Și sigur că din perspectiva aceasta, sursele documentare emise de Cancelarea Sfântului Scaun, documentele latino-maghiare emise de Cancelarea Legatului Ungarie, cele bizantine, sunt foarte, foarte interesante. Sigur, ar mai fi ceva, fiindcă vreau să mă încadrez în cele 5 minute, este scrisă lucrarea cu foarte mult, multă pasiune și cu foarte mult talent literar, fiindcă este important pentru publicul larg și pentru noi, breazla istoricilor, să ieșim în spațiu public cu lucrări care sunt accesibile, fără să coborâm ștacheta din punct de vedere al calității scrisului istoric. De aceea, sigur, nu pot să spun că trebuie să recomand cartea, că cartea se recomandă prin ea, prin ea și prin autorul pe care a scris-o. De aceea vreau să-l felicit pe domnul profesor, pe domnul academician Ioan Aurel Pop, să îi urăm sănătate, să publice cât mai multe lucrări și să-l invităm în cealaltă parte a țării românești, la Oradea, să facem acolo, și acolo prezentare, fiindcă așa cum s-a amintit astăzi, Centrul de Studii Interdisciplinare Oradea Chișinău funcționează de peste 15 ani de zile, iar cel care i-a dat viață acestui centru și a fost farul călăuzitor este domnul președinte al Academiei Române. Mulțumim! Vă mulțumim tuturor și multe sănătate și felicitări organizatorilor, domnul director Șarou, care face minune aici la Chișinău și pentru care, sigur, pentru invitația adresată, suntem mai mult decât recunoscători. Mulțumesc! Mulțumim tare mult, domnul profesor Sipor și întreabă, mi se pare minunată această idee de filiație, de mentorat cumva domnul academician Ioan Aurel Pop cu reverența față de înaintași, domnul profesor Sipor, evocând această figură de magistru. Este splendid în contextul despre care ați menționat deja și al unui anumit stil, nu e vorba doar de un conținut istoric, ci și un stil și de prezentare a informațiilor și de redactarea lor, așa cum veți vedea parcurgând acest volum. Îi dau cuvântul în continuare domnului Adrian Dinu Rachieru, profesor universitar la Timișoara și, cum spuneam, critic și istoric literar. Bună ziua tuturor, fiindcă suntem în criză de timp, dați-mi voie să sar peste formulele protocolare și să vă adresez domnilor voastre cu o formulă moldovenească care îmi place teribil. Vă îmbrățișez pe toți! Domnul academician nu este doar istoric. Să ne înțelegem din capul locului. Este o personalitate de densă cărturărie, o personalitate de rang înalt, o mândrie a elitei românești și dacă e să preiau o sintagmă a domnului Dan Berumbei, este un istoric militant, ceea ce e foarte important pentru vremurile noastre atât de confuze. Scrisul istoric, e foarte bine domnul academician, nu se bazează doar pe izvoare. Scrisul istoric are nevoie și de imaginație. Și în acest opus dens consacrat Moldovei medievale, văzută dinspre Transilvania, la prima ochire s-ar putea ca dumneavoastră să trageți concluzia că e o carte de popularizare. În pofida limbajului accesibil,
care domnul Academician și-l dorește. Este o carte nu de fanfaronadă științistă, ci bogată în tinite, cu subsoluri abundente, cu izvoare necercetate, cu surse scoase la iveală, la prima mână, în care răzbate cu putere un crez al domniei sale, care ar trebui să fie și al nostru, conștiința românității. Fiindcă am vedea, din punctul de vedere al istoricilor, eu vă previn parantetic, nu sunt istoric, sunt sociolog și văd lucrurile dintr-o altă, din alt punct, în cazul ăsta, a vedea înseamnă a vedea și asupra trecutului. Istoricii, după cum prea bine știți, nu fac ei istoria, ei o scriu. Unii o rescriu, fiindcă mutada aia e de actualitate și din păcate valabilă. Geografia face istoria. Și dacă avem vecini hrăpăreți, de pildă, și conjuncturi geopolitice nefavorabile, suportăm consecințele unor istorii vitrege care se răbălesc peste noi. Discursul firesc este despre o realitate trecută. Dar să nu uităm că suntem prinși în plasa unor smintele ale contemporaneității, că ecuația noroc-ghinion invocată de unii funcționează, că ai vecini pofticioși, și dacă ai elite trădătoare, adică doritori de îmbogățire și trădători a unei cauze care e națională. Încât bătălia care se duce este cea a adevărurilor identitare. Este nu de la destul, dar repet, fiind presați de timp, nu e cazul să dilat intervenția, vor fi și alte prilejuri. Vreau doar să spun în încheiere că domnul academician vine alături de noi, de domniile voastre, cu toate sentimentalismele sale. Și dacă îi urmăriți scrisul, și vă rog chiar să consultați revista Contemporanul Ideea Europeană, unde număr de număr de mia sau și atâtea alte publicații firește, este prezent, el ne atrage atenția că e nevoie de certitudini pe de o parte și nevoie de vise pe de altă parte. Așadar, nu abandonați visătoria, fiindcă ancorată în niște crezuri care traversează secolii, sigur, vom avea câștig de cauză. Chiar dacă, și cu asta promit să încheie, aș fi tot multe să spun, invocând până și eseul lui Eliade, poate îl știți, din 1928, când el, scriind împotriva Moldovei, atrăgea atenția că otrava nostalgiei lucrează aici și e vorba, ca să citesc și pe Adrian Marinou, un alt moldovean pripășit la Cluj, e nevoie de o Românie așezată, rațională, ordonată în numele crezului neopașotist pe care îl reactiva. Așadar, domnul Ioan Aurel Pop, un ambasador de frunte al inteligenței românești, vedează și asupra limbii române, are și o carte splendidă scoasă chiar la Chișinău. Repet, este un istoric militant într-o vreme în care mulți se luptă cu miturile naționale în numele deconstructivismului de tot solul. Și cartea sa, până la urmă, nu intru în detalii istorice, este un mesaj de încredere, de speranță, de dorință de zidire, fiindcă Transilvania, eu citez, ziceam un articol recent, un teren de vis. Să nu uităm că Moldova, de fapt, este un teren de vis și cele două provincii și cu toate provinciile românești împreună, iată, pot face o țară frumoasă de care să ne bucurăm noi și generațiile care vin. Sar peste alte informații, minutele oferite de doamna Mendel au cam trecut. Sabia doamnei Simona este deasupra capetelor noastre, încât pun punct felicitându-l încă o dată pe
domn academician, pentru această splendidă carte cu care ne bucurăm. Vă mulțumesc! Mulțumim tare mult pentru această intervenție de sociolog visător despre un crez identitar și, în încheiere, bineînțeles, momentul cel mai așteptat de dumneavoastră, îi dau cuvântul domnului academician Ioan Aurel Pop, precizând că după aceasta domnia sa va oferi autografe doritorilor chiar în spate, la măsuța aceea unde se află cărțile de la editura Junina. Vă rog, domnule. Vă mulțumesc tare mult, distinsă doamnă profesoară Simona Mureanu. Nu vreau să vă spun nimic despre carte. Atâtea lucruri ați auzit. Plus că am fost în centrul atenției azi de vreo 2-3 ori și nu-mi place să fiu protagonist. Știu că sunt actor, dar chiar protagonist nu dă bine. Data viitoare, când mai viu la Bookfest aici la Chișinău, aș vrea să văd acolo scris Salonul Internațional de Carte, cu ghilimele, Sărbătoarea Cărții și dedesubt Bookfest. N-ar fi frumos să fie titlul în limba română? Sărbătoarea Cărții, cu ghilimele puse ca lumea, la început jos. Și după aia sus, să noi punem acum cu toții ghilimelele sus, ca și cum limba română ar fi devenit, nu știu, engleză sau italiană. Sau... Avem niște reguli pe care nu le mai respectăm. Ne uităm ca la minune și câteodată primesc un text la Academia Română și spun, domnule, dragă, noi am stabilit regulile astea, că așa spune legea. Academia Română stabilește măsurile, regulile ortografice și ortoepice ale limbii. Și noi greșim. Păi zice, așa scriu eu cu ghilimelele sus. Și dumneata poți să scrii cum vrei, dar noi trebuie să scriem corect. N-ați băgat de seamă că de multe ori la ă se pune tilda spaniolă. Nu se mai pune ă. Păi dacă înaintașii au stabilit că ă-ul se pune cu căciulă, cu ce drept eu să pun tilda care înseamnă nazalizare în limba spaniolă, de exemplu? Dar nu critic pe mine. Eu vă spun că e frumos Bookfest. Dar și aici am această ieșire pentru că m-am supărat că mi-a spus cineva că ar trebui să nu mai zic clasamentul universităților pe vremuri, ci să zic ranking. Crezând că eu nu știu. Dar eu am predat 2 ani în Statele Unite. Un an la Pittsburgh, m-am predat un semestru la Columbia și, har Domnului, atâta engleză am învățat și știu regulile gramaticii limbii engleze. Știți că ăștia nu prea au diacritice. Asta e limba engleză. N-au nici masculin, feminin și neutru. N-au genul. Dar dacă noi le avem, trebuie să le punem. Ați văzut vreodată în germană scris fără umlaut? Ați văzut în franceză fără accente? Dacă nu pui accentul grav sau circumflex, citește altminte. Și acum noi le avem pe computer, dar nu le punem. Îmi cer scuze. Moldova, eu am făcut o impietate și cu asta închei. Istoria Moldovei se scrie cel mai bine și s-a scris cel mai bine la Iași. Și vă spun și de ce. Pentru că acolo sunt în arhive concentrate și în biblioteci principalele surse. Capitala asta mare a Moldovei, Iași, au strâns tot ce trebuie. Istoria Transilvaniei se scrie cel mai bine la Cluj. Și probabil istoria țării românești se scrie cel mai bine la București. De ce? Că acolo sunt izvoarele. La Cluj a fost întrebat pe vremuri un profesor care a întemeiat Institutul de Istorie Ioan Lupaș. De ce scrie istoria Transilvaniei la Cluj? De ce nu se mută la București? Păi zice, aici se scrie cel mai bine dacă ai oarecare minte în cap. Dar de la Iași s-a scris o istorie a Moldovei cu tot ce trebuie. Dar izvoarele sunt slavone. De la un timp sunt și turco-osmane, care sunt mai la Țarigrad așezate și mie mi-a plăcut cu elevii mei, cu studenții mei, unii sunt aici în sală, au lucrat, nu pe urmele mele, pe urmele lor. Și au găsit documente în limba latină, în limba italiană, în limba germană. Și eu le-am găsit câteva. Ei au găsit mai multe. Pe baza lor se poate scrie
aceeași istoria Moldovei, că istoria Moldova nu are mai multe istorie. Faptele s-au petrecut într-un singur fel, dar au fațete diferite. Aceeași istoria Moldovei văzută altminte, cu izvoare occidentale, și am vrut să atrag atenția. Știu că unii colegi eșeni se vor fi supărat, fiindcă și între istorici sunt rivalități și gelozii. Dar nu le-am luat nimic din meritul lor, pentru că i-am citat pe toți. Și am vrut să aduc un omagiu celei mai importante edituri din țara Moldovei, care, chiar dacă nu scoate acum cele mai multe cărți, pentru mine, în mintea mea, primează cu Mișcarea de la Junimea, cu Convorbirile Literare, cu Titu Maiorescu, cu întâlnirile acelea frumoase, care nu cred că mai sunt astăzi, din Casa Bogor, unde și Gheorghe Panu, și Vasile Bogor, și Alexenopol, și Eminescu, și se întâlneau și se certau. Dar se certau amical. Așa cum a zis Ștefan cel Mare în Luceafărul, când doamna Maria, Maria Voichița, l-a întrebat de ce vrea să vorbească cu Rareș. Și Ștefan a zis, îl chem numai decât că vreau să-l cert și pe urmă să-l iert. Așa că noi ne certăm, ne iertăm unii pe alții și ducem mai departe ce putem. Îi salut pe colegii clujeni scriitori, pe care îi văd aici, veniți de departe și ei ca și mine, și le mulțumesc, vă mulțumesc și dumneavoastră tuturor. De tot sufletul, domnule academician Ioan Aurel Pop, pentru această splendidă pledoarie pentru limba română, până la urmă, ce ar fi istoria unei nații fără limbă. Permiteți-mă în încheiere să salut cel puțin două persoane pe care le văd acum în această sală, pe domnul Varujan Bozganian, președintele Uniunii Scriitorilor din România, și pe domnul Lucian Vasiliu, pe care l-am zărit adinaur, care a fost directorul editurii Junimea până de curând și care este, de fapt, la originea acestui volum, prin care cărți consistente au apărut în revista Scriptora editurii Junimea. Mulțumim domnului Șarov pentru acest context minunat, mulțumim tuturor vorbitorilor de astăzi și vă repet că domnul academician Ioan Aurel Pop vă așteaptă la măsuța din capătul sălii, unde vă va oferi autografe. Mii de mulțumiri și o sărbătoare!